Bună ziua! Bine m-am găsit! Îl auzi, da? Câteva dintre hotărârile Biroului Politic Central al Partidului Național Liberal, luate în cadrul ședinței de astăzi. Întâi și întâi, Partidul Național Liberal își exprimă indignare față de modul în care primul ministru al Guvernului României și Guvernul României înțeleg să abordeze și să decidă o temă de asemenea importanță și cu asemenea consecințe, cum este tema resurselor naturale ale acestei țări. Noi deocamdată nu discutăm conținutul și oportunitatea deciziilor luate în cazul cuprului, în cazul Transelectrica, în cazul gazelor de șist, deși sunt foarte multe semne de întrebare și sub acest aspect. Ceea ce este strigător la cer și absolut inacceptabil pentru orice țară democratică și în orice caz pentru Partidul Național Liberal este ca asemenea decizii cu importanță strategică legate de patrimoniul național, cu consecințe asupra a ceea ce se numește interes național în domeniul economic, să fie luate într-o totală lipsă de transparență. Nu doar că nu a existat o discuție publică, vreo consultare a cuiva pe acest subiect, dar nu a existat nici măcar o informare oficială, așa cum se cuvine, a opiniei publice din România în legătură cu decizia ale guvernului. Eu nu știu cum este obișnuit domnul Mihai Răzvan Ungureanu să lucreze. Nu știu cum a lucrat, pe unde a lucrat, dacă era obișnuit să raporteze numai cuiva care l-a pus acolo, sau... Nu mi-e foarte clar. Nu mi-e foarte clar nici ce l-a pus prim-ministru al României. Probabil Traian Băsescu. Nici nu mai sunt atât de sigur. Lucrul de care sunt sigur este însă că acum, în calitate de prim-ministru în această țară, adică într-o țară care dorește să rămână democratică, domnul Mihai Răzvan Ungureanu nu poate proceda așa ca în alte părți. Și anume, are obligația de a informa, măcar de a informa cetățenii acestei țări, opinia publică, în legătură cu decizii de asemenea importanță. Sigur, noi avem deja anunțată, împreună cu partenerii din USL, o moțiune de cenzură îndreptată împotriva unei alte decizii extrem de grave, cea legată de, practic, descompunerea, desființarea Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, așa cum a existat ea până acum. Am vorbit despre asta, vom mai vorbi și moțiunea de cenzură care are acest subiect va fi depusă și va fi dezbătută, așa cum ați fost anunțați, după Paște. În legătură însă cu acest al doilea subiect, cerem cât se poate de hotărât primului ministru să dea explicații publice complete și pertinente asupra deciziilor pe care le-a luat și de asemenea această temă va face obiectul unei moțiuni simple, pentru că încă una de cenzură nu se poate, probabil în Senat. Vom discuta chestiunea asta și cu partenerii noștri. În al doilea rând, am făcut un inventar al stării frontului politic și este foarte probabil ca în cursul acestei săptămâni opoziția actuală, Uniunea Social Liberală, să aibă o majoritate efectivă și eficientă în Senatul României. Încă o dată, în momentul în care această majoritate va fi consacrată ca atare, noi ne vom relua activitatea în camera respectivă, adică în Senat. În fine, au mai fost discuții și decizii legate de o serie de chestiuni organizatorice privitoare la pregătirea Congresului de la sfârșitul Congresului Extraordinar din 7 aprilie, de la sfârșitul acestei săptămâni și, sigur, chestiuni de parcurs, de pregătire a campaniei
electorale. Dacă sunt întrebări în legătură cu aceste lucruri și poate cu altele, vă rog să le puneți. Bună ziua, doamnă președinte. Pe rând sunt aici. S-a făcut nominalizarea domnului conservator cu președinte. Da, am discutat această chestiune. Am cerut un acord de principiu Biroului Politic Central. Această propunere, și anume ca domnul Sorin Frunză Verde, în cadrul Congresului Extraordinar, să fie propus spre a fi cooptat ca vicepreședinte al partidului, această propunere pe care am făcut-o a întrunit votul unanim al colegilor din Biroul Politic Central. În completare, iertați-mă, a depus domnul Frunză Verde adeziune la PNR? Da, domnul Frunză Verde, domnul Sorin Frunză Verde, este membru cu acte în regulă în acest moment al organizației Partidului Național Liberal, Caraș-Severin. Cristina Caliurbe, 1 TV, vreau să vă întreb cum au primit membrii PNL această numire a lui Sorin Frunză Verde ca și vicepreședinte, în condițiile în care este nou venit în partid, asta ar fi una. Și doi, dacă îl vedeți pe Cristi Preda pe viitor ca posibil membru al PNL, în condițiile în care spunea să-și Teodor Baconschi că Preda a criticat mai mult PDL decât USL. Da. În legătură cu reacția colegilor mei la această propunere privitoare la Sorin Frunză Verde, repet, a fost un vot unanim. Discuția care s-a purtat aici a arătat că toată lumea salută gestul politic, mișcarea politică a lui Sorin Frunză Verde și nu am constatat să existe vreo nemulțumire în legătură cu acest fapt. Că Sorin Frunză Verde este nou venit în Partidul Național Liberal este foarte adevărat. Numai că nu e deloc prima dată când la diferite etaje organizatorice, Partidul Național Liberal dovedește că este un partid cât se poate de deschis. Personalități consacrate, fie politice, fie civile, din societatea civilă, au fost cooptate imediat, în multe cazuri, repet, în decursul istoriei de după 1990, la nivelul conducerii centrale uneori și județene sau municipale de foarte multe ori. Așa încât nimic neobișnuit, toată lumea a socotit că este un lucru normal. Vă readuc aminte că vicepreședinții de Consiliu Județean și primarii marilor orașe din PNL sunt toți vicepreședinți în actuala conducere. Deci este practic o echivalare sub acest aspect a poziției în administrație pe care Sorin Frunză Verde o deține. Ne mai vorbim, repet, că e vorba de personalitate politică de o anumită talie pe care nu o mai descriu încă o dată acum, pentru că este cunoscută. Mă întrebați ceva despre că i-am încurcat Baconschi, nu știu. Cristi Preda. Da, ce-i gândesc? Îl vedeți pe viitor ca posibil liberal? Da, nu e la PDL? A fost exclus. A fost exclus. Domnul Cristian Preda a fost tratat, vedeți, încă un exemplu, cu foarte multă prietenie și cu foarte multă încredere de Partidul Național Liberal. Domnul Călin Popescu Tăriceanu, pe când era președinte al partidului și prim-ministru, l-a invitat în partid, l-a numit secretar de stat în guvernul său. Ce a făcut domnul Cristian Preda după aceea? Care a fost atitudinea și poziția sa politică în raport cu situația din România, cu Partidul Național Liberal, cu fostul său șef, premierul Tăriceanu, este arhicunoscut și din punctul nostru de vedere, niciodată un asemenea om nu are ce căuta în Partidul Național Liberal. Nu doresc să comentez mai mult, nu trebuie să fiu corect și să spun că nu am înregistrat vreun semn oficial sau neoficial privitor la vreo intenție, domnule. Este în Preda în această privință, dar sunt la fel de corect și spun că nici n-ar fi cazul. Domnul președinte, mă rezum pe de la evenimentul zilei. Iertați-mă. Vreau nu, să nu pot să vă iert, dar mă rog, spuneți.
Evenimente zile, poate, Vă mai dau seama. Asta e. Vreau să vă întreb legat de candidaturile la primările de sector. Vorbeați de deschidere. Este deschis PNL să susțină candidatura domnului Cristian Popescu Piedone la sectorul 4, dat fiind faptul că dânsul a plecat, a revenit și de la mână domnul Ponta și inclusiv doamna Ecaterina Donescu au făcut o ofertă către domnul Onțanu. Dacă cumva domnul Onțanu se va reîntoarce în sânul PSD, ar fi dispus PNL să susțină candidatura domnului Onțanu la sectorul 2? Mulțumesc. Ce oferte și-au făcut domnii Ponta și Onțanu, nu discut eu, că asta este o zvonistică. Eu am văzut poziția oficială a domnului Ponta și această poziție oficială mi-este de ajuns. Domnul Cristian Popescu Piedone a fost fără încetare. Din punct de vedere oficial, este primar în funcție, membru al Partidului Conservator. Noi suntem într-o alianță în interiorul USL cu Partidul Conservator, care se numește Alianța de Centru-Dreapta, și în cazul în care Partidul Conservator va decide ceea ce pare cât se poate de probabil să-l susțină, să-și susțină primarul pentru încă un mandat, e foarte probabil că Partidul Național Liberal, ținând cont de această alianță, va susține la rândul său candidatura lui Piedone. Cum rămâne cu nemulțumirile de la sectorul 4? Îmi dați tot felul de știri care mă tulbură. Mai întâi excluderea lui Cristi Preda, iar acum nemulțumirea sectorul 4. Sectorul 4 care partid? PNL sector 4, acolo unde Gianni spune că... Gianni? Președintele. PNL sector 4 spune că se uită la Piedone ca la un meci de tenis pentru că nu mai știe unde va fi și ce declarații va mai face. Îl voi ajuta pe domnul Gianni să înțeleagă unde este domnul Piedone. Dacă USL va constata că în Senat există o majoritate, ce proiecte legislative intenționați să adoptați? Păi, dată fiind apropierea alegerilor, noi avem o prioritate din legislația electorală. Cred că asta ar fi de maximă urgență, dar nu pot angaja deocamdată un pachet de intenții ale Uniunii Sociale Liberale fără a discuta acest lucru cu partenerii mei. De altfel, noi avem la ora 17 o reuniune a USL și după aceea, din nou, pe cei care doriți, vom avea plăcerea să vă reîntâlnim. Aș vrea să vă pun și o întrebare. Există negocieri cu domnul Seculici, președintele PDL Arad? Așa apare în presă? Nu, noi n-am purtat negocieri cu nimeni. N-am purtat negocieri nici cu domnul Sorin Frunză Verde. Domnul Sorin Frunză Verde a luat singur o decizie și a motivat-o. Ne-a făcut-o și nouă cunoscută. Am căzut de acord asupra lucrurilor care au urmat și am mers mai departe. Nu purtăm negocieri cu nimeni. Dar atunci... Mai sunt câteva lucruri de negociat cu PSD-ul la București. Astea singurele negocieri pe care le purtăm. Atunci o să-mi permit să reformulez întrebarea. L-ați vedea pe domnul Seculici în PNL? Nu, nu mă puneți în postura asta să ghicesc pe cine aș vedea, pe cine nu aș vedea. Partidul Național Liberal, v-am mai spus, cum mai apare câte unul, vă spun, dacă îl văd sau nu-l văd. Apărut Frunză Verde, v-am spus că îl văd. Fără domnul Cristi Preda, nu-l văd. Când apare câte unul, vă anunț. La sectorul 6 rămâne candidatul liberal sau candidatul social-democrat? Noi nu am definitivat încă, n-am definitivat, repet, nu că n-am discutat, dar n-am definitivat formulele de candidatură pe sectoarele unde nu avem primar în funcție. Deci în vreme ce e destul de limpede că domnul Chiliman la sectorul 1, domnul Cristian Popescu Piedon la sectorul 4 și domnul Marian Vanghelie la sectorul 5 sunt, din punctul de vedere al PNL privitor la domnul Chiliman, 100% candidați, sectoarele 2, 4, 2, 3 și 6 rămân încă în discuție. Bineînțeles că Partidul Național Liberal îl susține categoric pe Rareș Mănescu pentru candidatura USL la primăria sectorului 6. Dar lucrurile nu sunt decise, drept care nici nu au fost anunțate. Ne vom afla până mâine, așa spunea la un moment dat domnul Ponta, că cel târziu până marți veți definitiva lista. Vedeți, domnul Ponta cu gând bun față de dumneavoastră și vă înțelege nerăbdarea, vă înțeleg și eu, să dea Dumnezeu. Este foarte posibil. Dacă nu o să fie, marți o să fie, miercuri, veți afla în timpul. Ați ajuns la o înțelegere cu Partidul Național Țărănesc, Creștin Democrat?
Ce înțelegeți prin asta? Că acolo este o situație. Deci om cu ștabilă, cu acte în regulă, cu PNţ-ul naționalizat de regimul Băsescu, cum spunea domnul Ciorbea, deci domnul Pavelescu, nu ne interesează. Și nici nu avem ce să înțelegem, nici să nu ne înțelegem. Cu domnul Ciorbea continuăm să fim în discuții și sper să ajungem la o formulă care să permită acestui grup de oameni care și din punctul nostru de vedere reprezintă veritabilul PNţ-CD să își aducă și dânsii contribuția la efortul acesta de reunire a forțelor democratice pe care o să le vor face. Și mi-am o întrebare legată de PNL Suceava, acolo unde se va organiza o tombolă cu premii mașini, electrocasnice, ca să încurajeze prezența la... Nu particip. Dar este o metodă pe care să o luați în calcul și în altă județă? Nu, n-aș sistematiza chestiunea asta cu tombolele. Astea sunt inițiative locale, fac parte din culoarea, din diversitatea peisajului nostru național. Nu avem o linie sistematică în privința asta. Mare plăcere m-a făcut să vă văd.